A fost un an plin de evenimente la Craiova, multe dintre ele devenind subiecte de interes național ce au născut dezbateri în toată țara. Evenimentele sportive au făcut ca orașul să fie cunoscut la nivel internațional. În luna mai se juca returul finalei din Cupa EHF la handbal feminin. Jucătoarele oltence reușiseră deja să le învingă pe norvegiencele de la Veisberg Kristiansand în meciul tur, astfel că aducerea Cupei EHF în oraș era un vis aproape împlinit. Minunea s-a întâmplat pe terenul sălii polivalente din oraș, în fața celor mai înfocați suporteri din țară, devenind astfel cunoscut fenomenul Vulcanul de la Craiova. Meciul nu a fost însă fără incidente. Un moment critic în desfășurarea evenimentului sportiv a fost acela în care primarul Craiovei, Mihail Genoiu, a fost huiduit la scenă deschisă de cei peste 4.000 de suporteri veniți la sala polivalentă să le susțină pe jucătoarele de la SCM Craiova. Nici fotbalul nu a fost în plan secund în acest an la Craiova, doar că succesele fotbaliștilor craioveni au fost puse în umbră de problemele pe care gazonul le-a avut la toate meciurile. Chiar dacă stadionul este o construcție inaugurată în noiembrie 2017, după o investiție de aproape 60 de milioane de euro, suprafața de joc s-a distrus încă de la primele meciuri disputate. Furia i-a cuprins în scurt timp pe jucători și pe suporteri, iar administrația locală a fost acuzată de un prost management. După doar 3 meciuri disputate, se vorbea deja despre schimbarea gazonului de pe Oblemenco. Primăria Craiova a reușit să-i convingă pe cei de la Compania Națională de Investiții să vină și să strângă probe de gazon pentru expertiză. Expertiza eliberată în această toamnă a arătat că gazonul nu trebuie schimbat, dar condițiile lui de întreținere trebuie respectate cu sfințenie. Între timp însă, un alt eveniment neplăcut a aruncat o imagine negativă asupra managerilor stadionului. Și ca și cum gazonul nu ar fi fost suficient de afectat, un teribilist a reușit să intre pe suprafața de joc și să o distrugă complet cu o mașină de tuns iarba. Deși au trecut mai bine de 4 luni de la incident, nici până azi nu s-a găsit un vinovat. Un alt exemplu de incompetență în serviciu a fost accidentul feroviar care a dus la prăbușirea a 8 vagoane de pe un pod închis circulației într-o localitate de lângă Craiova. Totul după ce mecanicul de locomotivă a condus băut garnitura, a ignorat semnele de circulație și a pătruns cu un marfar încărcat cu mii de tone de motorină într-o zonă aflată în construcție. Pentru că pe pod nu mai erau șine de tren, vagoanele au deraiat, iar mecanicul a devenit vinovatul celui mai mare incident feroviar din istoria recentă a României. Traficul pe căile ferate a fost afectat în toată țara, în timp ce compania CFR, dar și proprietarul garniturii deraiate, Grup Feroviar Român, au cheltuit sume exorbitante pentru scoaterea vagoanelor din râpă. Pentru această acțiune s-a folosit cea mai mare macara din țară. Și investiția unui craiovean a făcut ca orașul să fie recunoscut, de această dată la nivel mondial. Conceptul a fost pus în practică, iar întreaga construcție a fost dăruită municipalității fără nicio pretenție financiară. Module de beton de 10 de tone montate ca un puzzle au format la Craiova în doar 24 de ore singurul și unicul giratoriu modular din lume. Un moment care a emoționat o țară întreagă a fost acela în care un copil bolnav de cancer dintr-o localitate doljană a primit cadoul pe care și-l dorea. Visul lui a fost împlinit când nici nu se aștepta. Toată lumea a aflat de pasiunea lui Dragoș, chiar și cei de la Ford Mustang România au aflat și au venit cu numai puțin de 50 astfel de Mustanguri pe drumuri de țară până la poartă la Dragoș, oferindu-i acestuia astfel cea mai frumoasă zi din viața lui. De departe, cel mai de notorietate eveniment de la Craiova l-a reprezentat vizita românului stabilit în Suedia, care a dorit să își prezinte mașina unei țări întregi. Acesta și-a achiziționat din Suedia nume preferențiale care conțineau un mesaj injurios la adresa partidului de guvernământ. Pe 27 iulie 2018, proprietarul mașinii cu plăcuțele controversate ajunge în Craiova spre seară. Plătește parcarea în fața primăriei și așteaptă 10 de minute ca trecătorii să vină și să facă poze cu mașina mult urmărită încă de la intrarea în țară. Ziarul de Craiova a intrat atunci în posesia unui document care demonstra că șoferul era vânat de autorități care doreau cu tot din adinsul să îl lase fără numerele de înmatriculare. Mai mult, la numai 2 zile după publicarea acestei comunicări interne a MAI, Răzvan Ștefănescu era oprit în trafic de polițiștii rutieri din capitală, iar plăcuțele sale au fost confiscate. După mediatizarea excesivă a incidentului, reprezentanții Ministerului de Interne au clasat dosarul, dar au obținut retragerea numerelor de la autoritățile suedeze.